Bună, Ingrid! Bună ziua, Ana! Avem astăzi o investigație cu tema coronavirus, titlul o să fie diferit. O să afli întrebările pe parcursul investigației. Când ești pregătită, putem începe. Da, numai să-mi pun repede ochelarii. Vrei să-ți număr de la 5 la 1, de la 10 la 1? Da, de la 5 este perfect, da. Se vede bine? Sunt pregătită. Și acum am să număr descrescător. De la 5 la 1. În timp ce tu te relaxezi treptat. Și acum conectează-te cu informațiile legate de un tip particular de coronavirus numit COVID-19 și spune-mi ce percepi. Văd imagini. Încerc să redau prin cuvinte. Îl văd ca într-o hologramă forma acestui virus. Arată ca un bulgăre, dar nu văd cu acele țepi cum am fost noi informați până acum. E ca un bulgăre, are o nuanță de gri deschis foarte pal și parcă e prins așa într-o hologramă și parcă levitează. Ok. Ce informații accesezi despre acea hologramă în care îl percepi prins? Undeva nu îl simt atât de aproape de mine, undeva levitează deasupra mea și de fapt e în același loc, indiferent cum o privim, din ce unghi. Nu-l simt aici, în acest plan, de unde vorbesc eu. Undeva parcă este agățat într-o hologramă și sunt niște cârlige captate pe această hologramă și conduce în mai multe direcții. Cârligul este pe niște sfori, arată ca mercurul, ca argintul, dar nu-i argint. Are o nuanță ca și mercurul, parcă curge așa în jos și parcă se compactă cu planul acesta unde sunt eu. Așa percep. E foarte interesant.
o schemă ca și pe un calculator și poți să vezi mai multe direcții, poziții. Bun, adică percepe acele, așa zise, sfori ca și cum ar avea o nuanță metalică. Da, de culoarea mercurului, pentru că este o are o formă foarte bine structurată. Nu pot să spun că e o frânghie. Este un metal care curge. Nu-mi dau seama în ce direcție curge, în jos sau curge în sus. Dar mă pot concentra. Și în jos și în sus. Imaginează, deci un flux bidirecțional. Exact, da. Este în continuu într-o mișcare. Unde văd această schemă, da, e în continuu mișcare. Parcă sunt niște mineri care cară cărbun. Știi cum erau trenulețele care cărau cărbunii? Văd ca niște mașinuțe, se lucrează, simt o energie unde se, cum să redau în cuvinte, este alimentat de ceva, de o energie, asta simt. Deci se înțelege cum percep. Virusul, acel bulgăr care văd în diferite poziții, sunt ancorate niște cârlige, dar dacă mă uit mai bine, sunt mai multe cârlige. Și de acolo cad jos ca niște mercur în mișcare, care vine până aici, în acest plan de unde sunt eu. Sunt ceva probleme cu conexiunea. Spune-mi dacă percepi că acest virus a apărut printr-o mutație naturală sau s-a intervenit artificial asupra lui. Dacă mă uit bine, aș putea spune ceva s-a întâmplat. Parcă simt ambele. Ceva s-a întâmplat natural și s-a născut niște idei de a se lucra pe această oportunitate. Ceva de genul acesta simt. Ok. În februarie 2014, în Wuhan, China, a fost inaugurat un laborator de nivel 4. Asta înseamnă că este autorizat să manipuleze virus letal pentru om. Spunem dacă vezi o legătură între prezența acestui laborator în Wuhan și originea declarată a pandemiei în același oraș. Da, văd. Da. Ce accesezi ca și informații? S-a lăsat să se întâmplă ca virusul acesta să fie scos din laborator și spunând că a fost ca un fel de accident. Cineva încearcă să tragă pe cineva să fie răspunzător pentru asta, dar intenționat a fost făcut. Asta era următoarea întrebare. Da. Dacă percep că răspândirea a fost accidentală sau deliberat. Prea m-am dus înainte, probabil. Ok. Deci vezi o legătură între... Da, este. Sigur. Bun. Acum, spune-mi ce percepi în legătură cu efectul sau cu acțiunea acestui virus asupra organismului uman? Ajunge ori prin căile respiratorii, prin nas, mai repede pe nas, ori prin gât, căile respiratorii. Aici stagnează un timp, nu pot să spun cât. Apoi ajunge la esofag,
acolo mai poposește, mai stă un pic. Sigur că se întâlnește cu plămânii, automat activează acolo ceva. Ficatul suferă, splina, stomacul și rinichii. Dar nu la oricine are o asemenea reacție. Depinde de om, de la om la om. Uh-huh. Aici joacă un mare rol și sistemul imunitar. Persoana poate să fie pe o perioadă scurtă bolnav, după aceea se pune pe picioare, ca un fel de răceală ușoară. Pentru că sistemul imunitar știe ce are de făcut, recunoaște ceva. Este foarte interesant pentru că acest virus are o conștiință. Organele noastre tot așa au conștiință. Și ceva se întâmplă cu persoana, ori, nu știu, ori se trezește sinele, ori intuiește și începe să comunice pe o frecvență cu acest virus. Și ajung la o înțelegere, cred că sună foarte funny, dar eu așa văd, ajung la o înțelegere. Tu descrii exact cum percepi. Persoana poate să introducă un program, pentru că virusul acesta e un program. Totul ce ne înconjoară e un program. Și probabil că își dă seama persoana că poate să reprogrameze acest program și schimbă automat programul. E foarte interesant. Și atunci devine mult mai nu-i atât de sever, nu-i atât de agresiv. Parcă își pierde din acel program care a fost programat. Este atât de greu să găsesc cuvintele cum văd eu, dar atât de clar văd. Este un program. Un program pe care se poate reprograma. Deci noi putem să reprogramăm acest virus în moment ce simțim în organism. Bun. Sunt alte informații care vin acum legate de acțiunea virusului? Sau? În unele cazuri este foarte agresiv, în unele cazuri nu este atât de agresiv. Nu poate să devină atât de agresiv. Și diferența o face? Am impresia că persoana se conectează cu sinele. Se întâmplă ceva așa, nu știu, încerc să găsesc cuvintele. Se trezește. Exact. Pur și simplu se trezește din somn și știe să reacționeze. Aduce informația de la sine și accesează niște informații și știe cum să remedieze ce se întâmplă din interior. Bun. Rudolf Steiner, vorbind despre gripa din 1918, spune că virusul este un efect și nu cauza. Virusul sau pandemia ar fi o formă de răspuns a unei celule otrăvite, spune el. Intoxicate, am putea traduce. Spune-mi dacă vezi o legătură între infecția cu acest virus și nivelul la care o celulă apare intoxicată, fie chimic, fie prin radiații. Virusul are legătură cu asta. Da. Corpul trebuie să primească niște electroșocuri. Așa simt. Vreau să văd dacă există o diferență de răspuns
sau de reacție la prezența virusului în funcție de cât de sănătoasă sau cât de intoxicată este celula respectivă. Nu pot accesa în totalitate, numai ce am putut vedea că are legătură. Bun. Spune-mi ce percepi în legătură cu efectul hidroxiclorochinei în infecția cu acest virus. Am impresia că s-au folosit undeva într-un spital, văd. Mă duce, văd flash-uri, văd îmbrăcați, cred că medici, cadre medicale, se administrează 4 paturi, văd, pacienților. Unul singur rezistă și cei 3 parcă decedează. Au o reacție adversă. Ok. Alte informații? Da, asta am văzut legat de întrebarea. Ce percepi în legătură cu efectul vitaminei C în infecția cu coronavirus, acest tip? Se întâmplă ceva, are o reacție bună, sistemul imunitar este în același vibrație cu această vitamină și nu numai vitamina C, simt și vitamina D sau contactul nostru cu soarele din afară. Începe să se lumineze persoana care ar inhala vitamina C și ar avea acces și la vitamina D, dar în cantitate mai mare decât am cunoaște noi. Nu știu. Ar inhala, adică ar ingera. Exact, da. Ok. Bun. Acum. Bill Gates vorbește frecvent despre necesitatea reducerii populației prin vaccinare, controlul reproducerii și intervenția în sistemul de sănătate. Fundația Bill și Melinda Gates a finanțat un institut care încă din 2015 deține un brevet de producere a unui vaccin anticoronavirus, alt tip de coronavirus, nu COVID. M-a frapat un flash. Sunt finanțați și de persoane foarte cunoscute. Mi-a părut o cântăreață. O să vreau să repet că am avut o întrerupere. Primul lucru ce m-a părut aici, pe acest om îl finanțează mai multe personalități publice. Și mi-a părut chipul unei cântărețe cunoscute. Nu este produs pentru a stopa ceva anume. Vor să facă o experiență pe noi, undeva preiau un sentiment de șoareci care se experimentează într-un laborator. Ok. Doar observă, conectează-te la informație și detașează-te de emoție. Detașează-te de emoție. Ok. Descrie-mi în continuare ce percepi. Se fac multe experiențe cu diferite vaccinuri și
sunt pe cale să reușească o doză de vaccin, care curând doresc să experimenteze pe noi prin medici de familie, unde doresc să fie obligate și testate toți membrii familiei, pentru că așa vom stopa, opri această, așa zis, epidemie care ne bântuie și ne... Ok. Percepi o legătură între vaccinare și reducerea populației, direct sau indirect? Direct, da. Direct. Primul lucru, se întâmplă ceva cu sângele nostru în moment ce am fi vaccinați. În 3 luni de zile vom da semne de leucemie. Detașați-te de emoție. Și alte boli mult mai grave. Doar observă, Ingrid. Okay. Încerc, da. Bun. Bill Gates vorbește recent, pe 25 martie. A fost publicată înregistrarea video despre necesitatea ca fiecare persoană să posede un certificat de vaccinare care să dovedească imunizarea, fie naturală, fie artificială, obținută prin vaccinare. Spune-mi dacă tu percepi ca posibilă obligativitatea vaccinării prin lege sau doar restrângerea anumitor drepturi pentru cei nevaccinați? Văd în fleșuri, vor fi unele țări din Europa, simt, cum ar fi Spania, Franța, văd Germania, care va începe această vaccinare, dar undeva va fi oprită după un timp scurt, pentru că ceva va interveni. Este posibil ca oamenii, văd o mulțime de oameni pe stradă și manifestă. Își vor cere drepturile și ceva se va întâmpla, o să reușească să ducă la capăt ceva ce au început pentru drepturile noastre și să nu fie obligatoriu vaccinarea. Sau în caz că va fi obligatoriu și ar începe să fie vaccinați persoanele, programul acela care conține vaccinul, așa văd, să se dezactiveze. Pentru că și asta se poate dezactiva. Sunt niște tehnici, văd. Acele persoane care se trezesc și iau legătura cu sinele superior, vine informația și va ști cum să se apără. Blochează această informație care forțat va fi posibil introdus în corp. Ceva de genul acesta simt. Ok. În octombrie 2019 a avut loc Event 201, o simulare privind o posibilă pandemie. Evenimentul a fost finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates. Spune-mi dacă vezi o legătură între acest exercițiu și izbucnirea ulterioară a pandemiei. Da, văd legătura foarte clar. Ce tip de... Cum percepi această legătură? Mi-apare tipul fondatorului principal, care nici
nu arată așa cum știm noi. Și din atâta informație încât încerc să le dau, s-a făcut mai multe modificări în vaccinuri, au încercat mai multe tipuri. Asta văd acum. Și s-au hotărât care anume să rămână și să poate fabrica în serii mai mari. Okay. Bun. Acum, Wuhan a fost unul dintre primele orașe unde au fost instalate rețele 5G. Evenimentul a fost anunțat la 1 noiembrie 2019. Spune-mi dacă vezi o legătură între instalarea acestor rețele în Wuhan și originea pandemiei în același oraș. E foarte interesant. Îmi vine o informație foarte, foarte interesant. 5G, vaccinul, dar în primul plan mi-apare ce lasă în aer avioanele. Chemtrails. Da. Acele particule deja au ajuns în pielea noastră, pielea a absorbit. Vaccinul și 5G va duce la capăt acel plan diabolic pe care ei au creat. Văd dacă 5G va funcționa și vaccinul va fi introdus în corpul nostru, vom arăta ca niște obiecte fosforescenți. Toți vom avea acea lumină de fosfor în tot corpul nostru. Țelul lor este ca prin tehnica aceasta se ne poate mai ușor controla. Pentru că oriunde ne-am duce, am apărea ca un fosfor, ca o formă de fosfor. În sensul că am fi vizibil? Da. 100%, da. Care percep că este efectul 5G asupra organismului uman? Și asta ar crea automat o... În organism s-ar transforma multe lucruri. Încerc să văd, nu știu, m-am dus prea înainte, văd... cum se spune pe românește? Zi-mi în engleză. Deci în engleză nu vine... Chisturi. Uh-huh. Niște chisturi se nasc în corpul uman, în diferite locuri în organism. Uh-huh. Sângele ar schimba structura și ADN-ul nostru, cu siguranță, și ADN-ul. Foarte multe chisturi văd. S-ar pur și simplu ar deveni corpul nostru plin de chisturi, care cred că denumirea ar fi mai corect, cancer. Mm-hmm. Okay. În primul rând, pe noi n-ar afecta plantele, ar schimba culoarea, verdele nu, n-ar mai fi verde, ar deveni un galben foarte pal, ar dispărea din imaginea noastră verdele, cum cunoaștem noi natura. Și animalele, de la mic până la mare, ar deveni foarte sensibili.
Și aici văd ar afecta foarte mult creierul nostru. N-am mai putea direcționa membrele superioare. Ceva de genul acesta. Bun. În jurul valorii de 60 de gigahertz, valoare care este asociată cu 5G, molecula de oxigen absoarbe energia electromagnetică. Știind că oxigenul este absorbit la nivelul plămânului, intră în sânge și merge către celule, spunem dacă percepi un efect a 5G la această valoare de 60 de GHz, un efect asupra oxigenului care circulă spre celulele organismului uman. Văd ca și când ar stopa, ar nimici, ar îngusta. Și oxigenul, aerul care îl cunoaștem noi acum, deși nu-i atât de curat, se transformă și asta. Se transformă și foarte puțin ar rezista să poate respira, inspira această materie, pentru că va deveni un fel de materie, nu știu cum să... Pentru că are și o nuanță de un gri spălăcit așa, nu mai simt energia care acum percep în aer. Ceva ar modifica, hai să simplific așa. De ca și cum am respirat alt tip de aer. Da, da, interesant. O compoziție diferită cu un oxigen diferit. Da, da, interesant că unele corpuri s-ar reacționa, s-ar obișnui. S-ar adapta. S-ar adapta, dar nu pentru mult timp, dar s-ar adapta, da. Încearcă să găsească o aceeași frecvență, ceva de genul ăsta, dar nu pentru mult timp. Dacă te-ai proiecta în viitor, care ar fi simptomele sau semnele pe care l-ar avea o persoană ce respiră un astfel de aer? Simt ca un monoxid de carbon, ca ceva ars, ca și când o pădure ar fi ars și după asta, când este stins, inhalez monoxidul de carbon, ceva de genul acesta și îngreunează îngreunează respirația. Cum te simți? Interesant, pentru că ceva se întâmplă în creier și încearcă creierul să se adapteze, parcă. Detașează-te și revin. Și revin, Ingrid. Sunt bine. Respiră. Ok. Centrează-te. Echilibrează energia. Acum, programul ID 2020 presupune identificarea electronică a cetățenilor. Ești ok? Da, sunt ok. Și are la bază vaccinarea generalizată. Programul este susținut de Alianța Globală pentru Vaccinare și Imunizare și de către Fundația Bill și Melinda Gates. Spune-mi dacă vezi o legătură între actuala pandemie și programul de identificare electronică a populației ID 2020. N-ai cum să nu observ. Este, sigur că este. Descrie-mi ce percep, ce accesezi. Acum văd niște fotografii parcă, dar este în mișcare.
și trebuie să spun ceea ce văd. Cei care au decedat în spitale au legătură și cu vaccinarea care s-a făcut acum un an sau doi. Asta văd acum foarte clar. Cei care s-au vaccinat pentru un fel de răceală, ce era acum un an, doi? Antigripal. Antigripal. Sunt foarte mulți care cred că s-au dus la medicul de familie și au cerut pe cont propriu. Vor să fie vaccinați ca să nu fie perioada de rece, iarnă, cu probleme de răceală. Și văd legătura, foarte clar văd. Au decedat foarte mulți care au fost vaccinați acum un an sau chiar doi pentru vaccinul de antigripal, cum se făcea reclamă pe atunci. De aceea, foarte mulți în etate, în vârstă... Asta vreau să zic, că majoritatea celor care se vaccinează antigripal sunt persoane în vârstă. Da, ei au fost care au luat inițiativa și au zis că da, vreau să mă vaccinez ca să nu am probleme în perioada de iarnă și să nu dau și altora... Doar observă. Da, majoritatea și în Italia asta vă și în Spania. În Germania mai puțin, e foarte interesant. Acolo s-a perceput ceva. Interesant, au făcut mai multe vaccinuri decât ar fi trebuit, dar n-a fost folosit pe locul respectiv, în țara respectivă unde s-a creat acest vaccin pentru răceală. Dar a fost transportat în diverse țări. Asta văd. Elon Musk are ca obiectiv lansarea 4.000 de sateliți prin programul SpaceX. În prezent, sunt lansați sateliți în grupuri de câte 60. Ultima lansare a fost pe 18 martie. Care percep că sunt efectele pe termen lung asupra planetei? Nu miroasa bine. Imaginea ce văd ca și când globul pământesc ar absorbi un fel de capcană. Și de acolo se poate dirija niște lucruri. Percep globul ca într-o capcană. Da. Da. Ca într-o plasă, ca într-o capcană, mai bine zis, pentru că de acolo se poate emite asupra noastră programul pe care îl vor să ducă la capăt. Deși și această capcană se poate reprograma să nu aibă efectul pe care îl planifică. Ok. Care percep că este motivul izolării la domiciliu și efectele asupra organismului uman, efectele izolării asupra oamenilor? Se pune mai multe lucruri la cale și așa au undă liberă. Pentru că noi oamenii suntem foarte curioși și observăm foarte repede. Și undeva asta vor să ne înlătură, să nu observăm ce se întâmplă. Într-un fel, într-o măsură mică, ne izolăm și este bine, într-un fel. Dar iar vine foarte multe informații și așa de greu redau prin cuvinte. Au legătură cu programul pe care vor să ducă
la bun sfârșit așa cum ei visează. Undeva nu vor ca noi să le încurcăm. Ceva de genul acesta simt. Mm-hmm. Pentru că noi așa suntem învățați, nu putem să ne izolăm în casă. Noi suntem niște ființe comunicative. Noi putem merge și în grădină, și în curte. Noi ne salutăm vecinii, pe cei care îl vedem. Deci comunicarea aceasta ne leagă pe noi. Și n-au cum să ne oprească. N-au cum să ne oblige să stăm în casă, că altfel nu o să ne îmbolnăvim. Oricum, dacă trebuie să ne infectăm, ne vom infecta chiar și în casă. Pentru că așa vor programa ei. Care percep că sunt efectele pe termen lung a situației actuale, efecte la nivel social, economic, politic? Va schimba multe lucruri în jurul nostru. Foarte multe persoane simt că vor avea niște depresii foarte puternice. Nu știu, aceste persoane trebuie ajutate și o să încerc și eu să mă implic. Noi oamenii nu suntem obișnuiți să fim izolați. Noi am fost obișnuiți să fim liberi. Și undeva cu asta vor, de aici vor să ne panicheze, să ne pierdem firea și să ne fie teamă și de umbra noastră. Nu poți spune unui copil să stai în colțul tău, pentru că așa vreau eu. Simt foarte multă durere și mă simt revoltată. Detașează-te de aceste emoții, echilibrează-te și centrează-te. Sunt bine. Ok. Spune-mi ce percepi în legătură cu creatorii acestei situații, la nivel fizic și la nivel eteric apoi. În mare parte au reușit să ne sperie pe unii. Iar, nu știu, simt, nu văd, dar simt că situația se poate răsturna foarte ușor. Totul depinde de noi. Trebuie să ne trezim în grupuri, să conștientizăm de fapt ce se întâmplă și toți suntem în aceeași situație. Trebuie să găsim o modalitate de a opri acest program și știu și simt că putem face. Cine stă în spatele acestei situații? Ce percep la nivel fizic? Sunt niște personalități foarte puternice care dețin puterea în mână. Sunt câțiva, eu percep 7. Unii se arată și cunoaștem din televizor, din știri, probabil din mass media. Iar sunt 3 care nu se arată deloc, nici celor care apar în mass media. Sunt 3 care nu doresc să fie dezvăluiți sau ei au legătură cu alte planuri. De aceea probabil nici nu vor să se arate cum arată fizic. Ei au altă legătură cu alte planuri și colaborează. Asta simt. Ce percep la nivel eteric? Mi-apare acum un fel de fuior imens, ca o coloană, nu văd capătul. Și este înrolată, înfășurată, un fel de, imaginează ca o
o vată de zahăr pe fuiorul acela. Sunt mai multe fire, tot așa percep ca și mercurul curg în jos, dar dintre aceste fire subțiri văd un fir mai gros care tot acolo conduce. Uh-huh. Să te rog să-mi repeți de la de unde ți apare ca un fuior, da? Spuneai. Un fuior imens, lung, nu văd capătul, și pe acest fuior este înfășurat un fel de material care nu-mi place dacă mă apropii, arată ca o vată de zahăr, dar are o culoare destul de întunecat. De aici pornesc mai multe fire foarte subțire ca părul nostru, firele de păr, dar au aceeași substanță ca mercurul, curg în jos, simt că au legătură cu acest plan de unde vorbesc, iar dintre aceste fire subțiri am depistat unul mai gros, care nu mai este din acel material de mercur, ci este un fel de energie, tot în jos merge. Mă conduce și văd numai cupole, așa se zice oare pe românește, niște cupole, foarte multe, ca niște farfurii întoarse așa. Se absorbe de acolo ceva. Sunt foarte multe cupole din acestea. Foarte multe, nu pot număra. Sunt foarte, foarte multe. Unde sunt ele situate? Unde sunt? Aici, în planul de unde vorbesc eu. Ok. Ups. Ups. Oh. Ce percep? Deci, se apropie o sărbătoare. Se colectează foarte multe energii din acele persoane care acum ce pot să facă altceva decât se roagă. Te referi la sărbătoarea Paștelui? Da. Mm-hmm. Okay. Sunt grupuri de persoane probabil unde se creează o energie prin rugăciune. Rugăciunea este nu merge acolo unde ar crede ei. Parcă este undeva deplasat în altă zonă și de acolo se absorbă foarte multă energie și se prelucrează. Undeva cum văd legătura, această energie ce creează prin rugăciune, probabil, ajută toate lucrurile astea care sunt împotriva noastră să se activeze și mai mult. Wow! Deci undeva crește frecvența și este posibil, cum văd, multe imagini și îmi dă o imagine mai mare, este posibil ca acum, în perioada asta, cei care probabil se vor ruga intens și pentru situația noastră și pentru mai multe și pentru religia acesta, vor intensifica mai mult acest virus și ei știu, așteaptă momentul acesta. Este posibil ca infectaților să crească mai mult o perioadă de 2-3 săptămâni, cât ține probabil rugăciunea acesta, în diverse orașe unde se va ține probabil
slujbe în aer liber, pentru că se lucrează să se obțină acest lucru. S-a înțeles oare ce am vrut să transmit? Bine. Bun, spune-mi cum ne putem proteja de infecția cu acest virus. Cum am spus și la început, este un program. Cu conștiința noastră trebuie să dezactivăm. În moment ce are conștiință, putem comunica și să dezactivăm programul care vrea să ne dăuneze în sistemului nostru. Trebuie să ne trezim în colectiv. Trebuie să lăsăm sfinții să se odihnească o perioadă. Nu avem nevoie de ei. Trebuie să ne conectăm cu sinele nostru. Așa cum am amintit de atâtea ori, ia legătura cu grădina de din interior. Fă curățenie acolo. Accesează niște informații și va face exact ceea ce ceri. Doar trebuie activat. Trebuie să găsim o comunicare cu interiorul nostru și să programăm. Putem să spunem, dau un exemplu, fiecare om să se activeze în felul următor. Creez o lume a mea, pentru că toți suntem creatori. Creez o lume a mea unde mă simt în siguranță. Tot ce se întâmplă în afara căsuței mele sau grădinei mele pe mine nu mă afectează. Ce se întâmplă afară, eu nu știu, pentru că nu rezonez cu acele energii. Eu sunt sănătoasă, eu sunt în armonie cu tot ce radiază și este în armonie, ceva de genul acesta simt. O reprogramare și legătura cu sinele nostru. Cu gândul, cu puterea gândului să dezactivăm acest program numit virus. Să înlocuim cu sănătate în loc de virus, pentru că și asta are o amprentă și ne sperie numai când spui cuvântul acesta COVID. Să spunem sănătate, imaginăm o bilă care radiază și noi atingem și o ducem în organismul nostru și să spunem, uite, m-am împrospătat de sănătate. Sau să creăm cu gândul, să creăm un program pe care numai noi știm să o activăm și să dezactivăm tot cu puterea gândului acest virus. Să comunicăm în așa nivel încât pur și simplu să rugăm să se dezactiveze pentru că ne face rău. Și în moment ce gândul acesta am emis către acest virus, el se dezactivează. Pentru că noi am devenit conștient cu acest program. Ceva de genul acesta simt. Este ceva ce simt suplimentar în cazul vaccinului sau al radiațiilor 5G, alte metode de protecție? Observ că în vaccin sunt unele programări care știu cu exactitate în moment ce se introduce în mână, știu unde să ajungă cât mai repede. Afectează inima, afectează creierul. Iar 5G, nu știu de ce mi se pare că această operațiune ce vor ei să ducă la capăt, nu cred că va avea mari șanse, pentru că ceva se va întâmpla. Ceva va opri o conștiință comună sau
nu știu ce, ceva se va întâmpla. Asta totul depinde de noi. Totul depinde de noi. Care este efectul asupra nivelului de conștientizare al oamenilor? Care este efectul acestei situații prin care trecem? Foarte mult să conștientizează ce se întâmplă și pot să spun, s-au trezit foarte multe persoane în jurul nostru. Eu cam simt 47%, nu știu de asta văd, 47%. Am mai putea adăuga un pic, doar un pic. Și am putea spune că am putea face ceva împreună. Teama. Trebuie să eliminăm teama. Teama din interiorul nostru. Teama. Cu teama ne manipulează. Este ce? Exact ca un fel de când se pune cătușe. Parcă sunt încătușați oamenii în moment ce gândesc la o teamă pentru ziua de mâine, ce va fi. Teamă pentru familie, teamă ca să nu contactez acest virus, teamă de a nu deceda. Frica de moarte. Frica de moarte. Uh-huh. Și din cauza acesta, observ că foarte mulți în spitale au decedat de teama de a deceda. Uh-huh. Ca un șoc a fost pentru ei și plutesc. Sunt și aici, în planul acesta, sunt și dincolo și nu pot să se desprindă. Pentru că nu... Parcă sunt agățați. Aici ar trebui să intervenim, să ajutăm să se desprindă și să se elibereze cumva. Spune-mi, ce efect a avut meditația din 4 aprilie? Încerc să... A ridicat vibrația pământului puțin, dar după aceea o picat înapoi. Ceva s-a întâmplat acolo. Văd foarte multe entități care au asistat la această meditație. Ceva n-au făcut așa cum ar fi trebuit. Cum să mă exprim? Ceva s-a întâmplat, dar nu s-a putut manifesta în ceva pozitiv care să... Încerc să caut cuvintele. Care să aducă beneficii, care să ducă niște rezultate pozitive pentru noi. Acolo ceva se întâmplă, acolo ceva este îmbârligat cu ceva. Acolo ceva nu este clar. Oamenii emit niște energii, niște semnale, dar nu se prind. Este foarte greu să mă exprim. Încerc să găsesc cuvintele. Ceva nu rezonează așa cum ar trebui ca o meditație. Mm-hmm. Ceva nu rezonează așa cum descriem noi o meditație. Când spui meditație, te desprinzi de dogme, te desprinzi de sfinți, de Dumnezei.
ești cu sinele, ești energia acea pură care te detașezi de tot ce te poate trage înapoi. Nu știu dacă m-am exprimat bine. Mm-hmm. Ok. Noi credem că ajutăm cu asta și dăm tot silința, dar nu vibrează cu acea ceva de care noi ar trebui să depindem. Ceva se întâmplă, cineva nu emită ceea ce ar trebui să emită, să transmită. Are două fațade. Atenție, pare ca un fel de capcană. Mm-hmm, așa o percept. Da, exact. Bun. Acum, vreau să îți ridici vibrațiile, să te conectezi cu sinele tău cel mai înalt, sinele cel mai înalt la care te poți conecta tu acum. Și să-mi spui dacă ai un mesaj pentru cei care urmăresc această înregistrare în legătură cu situația actuală. Un mesaj de la sinele tău înalt. Da, încerc să redau prin cuvinte simple ca toți să înțelegem același mesaj. Trebuie să ne conectăm cu inima. Trebuie să ne uităm în interiorul nostru. Imaginați că este o curte minunată cu flori. Îngrijiți, faceți curățenie. Ce este în plus, eliminați. Înlocuiți cu gânduri pozitive. Creați lumea voastră în așa fel încât să vibrați cu lucruri pozitive. Ridicați vibrația cât mai sus. Foarte mulți mă întreabă cum să fac, că nu știu. Uitați-vă în albumul cu fotografii, cu familia voastră. Depanați amintiri din trecut. Mergeți în trecut doar atunci când aveți amintiri minunate. Aduceți-o în prezentul vostru. Retrăiți momentele din viața voastră când ați fost fericiți, armonioși, bucuroși, îmbrățișați mai des pe cei din jurul vostru, membru familiei. Povestiți de lucruri frumoase, inventați jocuri care vă ridică, vă face să zâmbiți, să râdeți. Lăsați calculatorul, internetul, nu vă uitați la știri, pentru că vă sperie mai mult, vă trage în jos. Încercați să vă jucați cu cei din familie jocuri constructive, de exemplu, cum să activați intuiția. Legați-vă la ochi. Toți din familie, aveți o foaie de hârtie, un creion și emanați un gând unul dintre voi și ghiciți, încercați să desenați sau să scrieți pe pagină ce ați simțit. Gândul este energie. Imposibil să nu captați energia și puteți să scrieți. Că a fost o floare, a fost o pasăre sau a fost o amintire chiar din viața voastră. Jucați-vă și dezvoltați intuiția. Fiți în armonie. Ridicați vibrația. Sunteți creatori. Pacheta magică este la voi. Creați-vă realitatea voastră. Deprindeți-vă de dogme. E timpul să vă desprindeți de aceste dogme. Vă trag în jos. Fiți în armonie. Îmbrățișați pe cei dragi. Chiar dacă se spune că n-ai voie să atingi. Asta e țelul lor. Să vă închidă poarta care vă conduce
către inimă. Fiți în armonie, să nu vă fie teamă. Va trece și asta, indiferent ce ne rezervă ziua de mâine, trebuie să stăm drepți, pentru că noi așa am fost creați. Asta pot transmite. Bine. Mulțumim. Revină treptat. Acestea au fost punctele, întrebările, aceste investigații. Vreau să te detașez acum de informațiile din sesiune și să te eliberez de eventuale reziduri energetice, te conectează de orice egregor la care te-ai conectat în timpul investigației. Recalibrează-te energetic, număr de la 1 la 3 și tu revii în timpul prezent. 1. Îți simți corpul din ce în ce mai ușor, liber, ușor, te simți bine. O senzație minunată de liniște, de pace, curge prin corpul tău. 2. Îți echilibrezi frecvențele la valoare ideală pentru tine. Simți cum corpul tău se încarcă cu forță și energie. Te simți bine, liberă, energică și puternică. 3. Ești prezentă, aici și acum. Mulțumesc frumos, Ana. Mulțumesc și eu, Ingrid. A fost o experiență foarte interesantă. Am rătrit unele emoții, energii. Îți mulțumesc că am avut ocazia să pot vorbi despre asta. Mulțumim și noi pentru participarea ta voluntară la această investigație. Ne vom lua aici la revedere, dar te rog să mai rămâi online. Mulțumesc, Ana. La revedere. La revedere. Bună tuturor! Această investigație a venit ca urmare a unui studiu personal privind situația mondială actuală. Evident că focusul inițial a fost pe coronavirus și COVID-19, dar pe măsură ce am accesat informații, am întâlnit foarte multe coincidențe, situații aparent fără legătură, se desfășoară în aceeași perioadă. Așa cum fac și în regresii, caut informații la origine și apoi încerc să văd imaginea de ansamblu în afara fricii, furiei sau credințelor limitative. Am șansa să discut frecvent cu o persoană apropiată care consideră că noi suntem doar corp fizic, experimentăm 100 de ani și aceștia doar pe Terra. Această persoană vede corelațiile care se fac între coronavirus, vaccinuri, 5G, identificarea electronică a populației, ca fiind parte a unei teorii a conspirației. Pentru mine este o oportunitate de învățare, deoarece îmi reamintește constant că fiecare dintre noi vedem lumea prin propriile lentile sau prin vălul care ne-a fost tras peste ochi, așa cum spun cei care au fost numiți conspiraționiști. Conștientă că corelația nu înseamnă cauzalitate, iar informațiile se transmit pe modelul telefonul fără fir, am studiat informațiile la originea lor și am ajuns pe site-uri precum Center for Disease Control, Johns Hopkins Center for Health Security, companii farmaceutice, TED, Technology Entertainment Design, CBS News, ID 2020, site-ul celor de la Okla care afișează în timp real rețele 5G, SpaceX, companie fondată de către Elon Musk. Într-o lume în care, teoretic, avem dreptul la exprimare liberă, a părut cel puțin ciudat să văd cum dispar de pe internet materiale care fac legătura între coronavirus și 5G, fără ca ele să fie retrase de către autorii lor. Și aici nu mă refer doar la interviuri, cum a fost cel recent de la London Real. Urmăresc de foarte mulți ani conferințele TED și mi-am reamintit cu această ocazie de o înregistrare de acum 10 ani, februarie 2010, în care Bill Gates declară că pentru reducerea emisiilor de carbon, unul dintre factori este reducerea populației. Pe 25 martie 2020, tot Bill Gates declară într-un interviu publicat pe TED
că este necesar ca fiecare persoană să posede un certificat de vaccinare care să ateste imunizarea anticoronavirus, iar în urmă cu câteva zile, 2 aprilie, el declară la postul CBS News că este posibil ca întâlnirile în grup, mass gatherings, să nu fie permise celor nevaccinați. Eventual vom reveni la normal, deoarece se lucrează la producerea unui vaccin, spune el. Din această declarație, eu înțeleg că vaccinarea este asociată cu normalitatea. Când am văzut întâmplător o fotografie cu Gates Senior alături de familia Rockefeller, mi-am reamintit de investigațiile pe care le-am făcut la un moment dat despre Auschwitz, când am venit în contact cu informații despre producerea gazului Ziclon, firma Farben, legătura cu Societatea Americană de Eugenie. Evident că informațiile pot fi false sau conspiraționiste, deoarece știm cu toții că Bill Gates este un filantrop. El a donat sume mari de bani pentru a ajuta populația din Africa prin vaccinare sau administrare de pilule contraceptive, așa că vă îndemn pe fiecare dintre voi să vă informați și să nu credeți tot ce citiți sau auziți, nici ce spun eu aici. Informați-vă, fiți proactivi. Mulți dintre voi știu deja că coronavirusurile sunt larg răspândite în natură. De-a lungul anilor, fiecare dintre noi am venit în contact cu diferite tipuri de coronavirus și am avut răceli banale în asociație cu ele. Aceste virusuri pot fi prezente în organism fără să rezulte infecții. De asemenea, putem avea infecții asimptomatice, răceli ușoare sau severe însoțite de sindrom respirator acut sever. Trebuie să facem diferența între contaminare și infecție. Testarea care se face în mod uzual pentru coronavirus nu presupune izolarea și identificarea virusului la microscop, ci se testează fragmente de material genetic printr-un test numit PCR, adică o reacție de polimerizare în lanț. Noi detectăm un fragment dintr-un virus și presupunem ca probabilă prezența acelui virus în organism. Asta nu înseamnă că neapărat el este întreg și nu a fost deja atacat, izolat și în curs de metabolizare de către celulele noastre. Dacă găsesc fragmente de virus, iar persoana respectivă are simptome respiratorii, automat pun diagnosticul de infecție cu coronavirus, fără să pot dovedi asta. De asemenea, dacă persoana respectivă are o afecțiune în stadiul terminal, precum cancerul, sau decedează subit printr-un infarct, va fi luată în considerare infecția cu coronavirus ca posibilă cauză a decesului. În plus, trebuie să avem în vedere că testul pentru tulpini banale de coronavirus nu identifică COVID-19. Atunci când am adus în discuție ideea de a accesa informații în stare modificată de conștiință, am avut foarte multe persoane care s-au oferit voluntar. Am ales să fac doar 7 investigații cu persoane care au o susceptibilitate hipnotică bună, au intrat frecvent în mediul hipnotic sau au exersat stări de conștiință modificată. Pe majoritatea le cunosc de la cursurile la care eu am participat. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest mod de acces a informații și se vor întreba cum poate intra cineva în hipnoză doar numărând de la 5 la 1, le voi spune că este nevoie doar de studiu și practică și încurajez pe fiecare să facă asta. Urmărind investigațiile, veți vedea că la aceleași întrebări apar răspunsuri comune sau diferite în funcție de punctul în care este accesată informația, de propriile proiecții sau modul de decodificare a informației. Aceasta este o oportunitate de a vedea din unghiuri diferite și de a ne reaminti să avem discernământ atunci când interpretăm informații și tragem concluzii. Eu nu vă spun că realitatea este într-un fel anume, ci vă aduc în atenție alte perspective. În toate investigațiile am perceput influența diferitelor tipuri de egregori. Într-una dintre investigații, am observat conectarea involuntară a persoanei la egregorul de neputință și paralizie a voinței. Asta se vede și în societatea noastră acum și asta arată modul în care ceea ce este în jurul nostru ne poate influența. Este important să conștientizăm legăturile dintre noi și faptul că împreună transformăm realitatea. Fiți observatori atunci când veniți în contact cu informațiile și detașați-vă de frică, furie, neputință, judecată sau credințe limitative. În același timp, fiți proactivi, studiați și experimentați voi înșivă,
Intențiile și acțiunile sunt la fel de importante. Alegerile pe care le facem modelează realitatea în care trăim. Atunci când lăsăm pe alții să ne impună propria realitate, propria creație, înseamnă că am făcut o alegere. Aceste alegeri se reflectă nu doar asupra noastră, ci și a copiilor noștri. Sunt un fan al tehnologiei, dar cred că este important să avem discernământ în mâinile cui lăsăm dezvoltarea, implementarea și controlul ei. Îmi doresc ca toți cei care suntem acum aici să ne bucurăm de viață, să simțim viața prin toți porii noștri și nu să experimentăm într-o realitate distopică. Veți vedea într-una dintre investigații cum este perceput conceptul de creație fără esență divină. Vestea bună este că oricare au fost alegerile, această creație este într-o continuă transformare. Noi suntem creatorii propriei realități. Ceea ce este înăuntrul nostru este și în afara noastră. Haideți să lucrăm la armonizarea propriei ființe, iar asta se va reflecta în creațiile noastre. Să creăm în iubire și armonie, o lume mai bună pentru noi și generațiile viitoare. Mulțumesc celor care s-au oferit voluntar, celor care lucrează cu sine și transmit mai departe informațiile și, de asemenea, mulțumesc vouă celor care urmăriți această înregistrare pentru prezența voastră acum și aici. Pentru mai multe informații, mă puteți contacta la info@anaoprea.com.